seară, lume, Robi aici. Astăzi am zis să începem să discutăm despre ceva un pic mai picant. Păi... niciun păi. Nu știu cât de mulți folosiți această platformă și ca să faceți upload pe ea, așa că nu îmi dau seama cât de mulți dintre voi știți cum funcționează. Dar eu am ajuns la o singură concluzie. Odată ce ai ajuns, ești ca în junglă. Păi... niciun păi. Ca orice alt creator de content de aici, vă dați seama, scopul meu este să strâng cât mai mulți subscriberi, cât mai multe vizualizări și cât mai multe like-uri. Oare acum asta e singura modalitate de plată pentru noi? Într-adevăr, YouTube ne plătește. Cât bani vrei? Puțin, cât ai. Păi cât vrei? Un leu. Doar atât? Da, ce faci cu ei? Spune-mi ce faci cu ei și ți dau. N-am eu nicio scăpare de datorie. Dar nu este exact ceea ce credeți sau ceea ce pare de la distanță. Păi... niciun păi. Iar în cazul în care vreți să aflați mai multe despre asta, am un video care vă poate lămuri dacă accesați acel link. Am început cu acest lucru deoarece vreau să vă fac să înțelegeți de ce totdeauna noi vă spamăm wall-urile pe Instagram sau pe Facebook de fiecare dată când avem un videoclip nou. De ce suntem atât de disperați de aprecierile voastre, de share-urile voastre sau până și de dislike-urile voastre. Noi, cei ce publicăm pe YouTube, oferim practic content gratis. În loc să-ți plătești cablul, tu plătești doar internetul, dar pe lângă restul lucrurilor pentru care îl folosești, te uiți și pe YouTube. Când chestia asta gratis, noi consumăm anumite resurse, cum ar fi o cameră sau pur și simplu tot ce vedeți aici în spate, luminile, absolut tot ce a implicat realizarea acestui videoclip. Și da, știu, nu ne pune nimeni să facem asta, doar că dacă nu aș fi eu sau restul youtuberilor, te-ai fi uitat în momentul de față în continuare la Tânăr și Neliniștit sau știrile de la ora 5. Așa că toate acele numere pentru noi reprezintă sursa de motivare. E ca și cum suntem plătiți cu aprecierile voastre. Așa că într-o călătorie ca aceasta, în care pornești să-ți faci prietenii, în care pornești pentru a încerca să inspiri cât mai multă lume, o aventură ce pare o experiență destul de minunată, te cam lovești de multe lucruri, păi... niciun păi! Cei care deja fac parte din această platformă, bineînțeles că nu te vor ajuta. Nu mă de ea, vorbește frumos, doamnă. Vorbește cu domnul, că e reporter. E ca și cum tu dacă apari și ei te ajută, le fur pâinea de la gură. Și credeți-mă că foamea e foarte mare. Eu nu vreau să fiu rea, dar băgați în vizualizările unde dansez cu rochea galben, cu negru, cu franjuri și mini. Că acolo toată lumea mi-a dat numai vizualizări. Aveam 17.000. Acum cine știe cât am? Iertați-mă, dar spun dreptatea, vă pup din suflet. Și fiți sincer și drept. Bineînțeles. Unii suferă și de sindromul nasului pe sus. Nu prea văd ce mai e sub el, așa că risc să rămâi nici măcar pe simt. Fraților, nu vreau să vă iau pâinea de la gură, ci doar vreau să fim prieteni. Și mai e încă ceva, păi... niciun păi! Odată cu generațiile ce vin din spate, apare și evoluția. Cam fiecare copilaj de 10-11 ani deja începe să aibă un smartphone. Tocmai de aceea, din păcate, marea majoritate a urmăritorilor înrăiți a YouTube-ului din România sunt copii cu vârste între 10 și 15-16. Nu că ar fi o problemă, dar ei sunt cam cei mai influențabili. Iar în momentul în care pe piață există cele mai multe titluri, precum comentez niște greșeli care nu există în tot felul de videouri. Link cactus. Fai, ce profit era, ai văzut? Mănânc de pe jos. În momentul în care tu te consideri mămica YouTube-ului, dar oferi audienței tale care majoritatea abia intră în clasa 5-a, discuții despre prezervative, sex anal și jucării sexuale. În momentul în care parodiezi, dar tu ales o faci numai pe manele. Păi... niciun păi. Și ar mai fi foarte multe exemple, dar nu ăsta e scopul. Dragilor, în aceste momente nu e de mirare că pe YouTube-ul românesc în trending apare numai Mimi și prietenele ei, cărora abia li s-a uscat cerneala pe buletin, doar că ele sunt deja cu țâțele pe afară. În acele momente nu te mai miri că un content foarte bun calitativ nu prinde. E prea bun, iar cei care pornesc aceste trenduri nu arată și altceva. Așa că majoritatea utilizatorilor de YouTube vor ști doar să lingă cactuși. Și nu înțelegeți, vă rog, prin asta că sunt hater. Îi respect foarte mult pe cei menționați mai sus. Indiferent cum e, oarecum este o muncă și a merită apreciată. Dar este simpla mea opinie. Pentru tine, cel care probabil te uiți și sper oarecum să mă înțelegi, opinie care sper să te lase fără dubii. Iar data viitoare când vei vrea să-mi dai un share, să știi că trebuie să o faci. Și
să fii sigur de asta. Mă vei motiva și sunt sigur că împreună cu tine putem arăta și celorlalți că există și un altfel de content care poate să prindă. Cam asta a fost experiența mea legată de YouTube. Aștept totuși și părerile voastre, în cazul în care ar mai fi ceva de completat sau de dezbătut. Cu voi a fost Robi și nu uitați să vă trăiți viața la maxim. Ne revedem noi când ne-om revedea. Ciao!